Acum bag seama că se speculează acest caz nefericit și cu circumstanțe pe deplin necunoscute încă, inclusiv informații, am informații de la cineva care a fost acolo că fata s-a speriat, a căzut și ursul cu ea și că de fapt ursul... A, fata a tras ursul după ea în râu, pe ea ziceți. Căzut amândoi. Deci pe corpul fetei nu s-a găsit sânge. Este căzută și lovită, ursul nu i-a făcut nimic. Se speculează chestia asta. Eu nu pot să dau la televizor imaginile cu fata, pentru că nu pot, pentru că nu avem voie. Dar vă rog eu să mă credeți că este sfâșiată. Arătați. Oamenii trebuie să vadă. Nu se pot arăta astfel de imagini la televizor. Ce încercați să spuneți? Că fata l-a apucat de fapt pe urs de un picior și l-a târât în râpă după ea? E un urs cunoscut pe poteca respectivă de câteva săptămâni și cu care mulți s-au întâlnit în ultima vreme și da, are un comportament anormal. Aici trebuie anchetat de ce autoritățile responsabile unde a fost reclamată prezența acestui urs mic și pricăjit, dar agresiv, de ce nu au făcut ceva și au recurs la metoda asta în ultima clipă? Cum se face că... La ce metodă? A fost împușcat ursul. Păi a murit o femeie! Vă dați seama în ce chinuri a murit săraca? În România nu există pedeapsa cu moartea. A fost abolită după căderea comunismului. Nu poți să-l tragi la răspundere. Deci, ursul nu a fost pedepsit cu moartea, domnule. Ursul a fost împușcat pentru a evita o stare de pericol să mai moară și alți oameni. Nu, dar în ce chinuri? Adică, v-am ascultat, ne spuneți mai întâi că fata l-a atacat pe urs, după care ne spuneți că ursul a fost pedepsit cu moartea? Nu-mi băgați vorbe în gură. Vă spun că am avut om la fața locului care îmi spune că au căzut amândoi și există răni de cădere. Credeți-mă că sunteți penibil. Da, v-am oferit acest material în totalitate pentru a trage dumneavoastră concluziile. Tot ce pot să spun, încercând să nu comentez ce s-a întâmplat ieri în emisiune, este că noi la ora 20 am vorbit cu cel care a coordonat echipa de salvatori și care ne-a spus că acel urs era să îi omoare și pe ei. În momentul în care au mers să o recupereze pe fată, care din păcate nu mai era în viață în momentul respectiv, au reușit să-l salveze pe băiat. Erau să fie și ei atacați de ursul respectiv, tocmai pentru că au folosit toate modalitățile legale în aceste condiții, și spray-ul acela special și zgomotul făcut. Au încercat să facă absolut tot. Ursul era extrem de agresiv. Dacă nu ar fi intervenit acel vânător, venit și el pentru a da o mână de ajutor, vânător care de altfel a ucis ursul respectiv, ar fi fost o tragedie și mai mare. Da? Ar fi fost atacați și salvatorii acelui cuplu de pe munte. Din păcate, tânăra nu a mai putut fi salvată, nu s-a mai putut face nimic. Acum suntem în fața unei posibile modificări a legii sau, mai bine spus, a aplicării unei legi care stătea de foarte multă vreme în sertar. Este o lege dată de cei de la UDMR. E o chestiune extrem de delicată. E țara împărțită, practic. Sunt foarte mulți oameni care spun că pușcarea urșilor, modificarea cotelor nu va schimba mare lucru, tocmai pentru că vor fi în continuare urși agresivi. Și sunt și foarte multe lucruri care nu s-au spus. Și încercăm să lămurim cum stau lucrurile, chiar și în această chestiune extrem de complicată și extrem de delicată, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte multe elemente care nu au fost comentate și care ar trebui să fie discutate măcar acum pentru a ști și noi, oameni obișnuiți, cât de mare este pericolul și ce ar trebui să se facă. Vă prezint așadar invitații. În acest moment alături de noi este jurnalistul Val Vâlcu și mulțumesc foarte mult de la DC News. Și de asemenea, în legătură telefonică directă cu noi, este domnul Marian Diaconu, președinte al Federației Asociațiilor Vânătorești din România și mulțumesc de asemenea foarte mult și domnului Diaconu. Și de asemenea, aș vrea să începem, de altfel aș vrea să începem cu domnul Diaconu, pentru că noi am avut o discuție înainte de a intra în direct în care am aflat câteva lucruri destul de interesante. Primul dintre ele, că sunt mai multe și pe care poate opinia publică nu le cunoaște. În 2016, domnule Diaconu, ursul a devenit specie protejată. În urma acelei decizii s-a mai schimbat un lucru.
Inițial, cei de la ocoarele silvice trebuiau să pună hrană pentru urși. Și aveau și o motivație să facă asta, dar urmau să fie vânați urșii respectivi. Din 2016, ori nu este clar specificat în lege, ori a fost eliminată această posibilitate cu totul. Ei, din câte am înțeles, nu mai au obligația de a hrăni ursul sau chiar riscă să intre în penal pentru că legea nu prevede această obligativitate dacă ei hrănesc urși, așa cum se întâmpla înainte. Că e și asta o discuție foarte amplă în legătură cu urșii care sunt hrăniți sau nu. Ei, pentru că în acest moment urșii nu sunt hrăniți prin lege, ei coboară în localități și mănâncă pufuleți de la oameni, mănâncă din pubele, mănâncă din gunoaiele care și ele sunt lăsate la voia întâmplării peste tot și în mediul rural și în oraș. Așadar, practic, e o chestiune cu explicații care trebuie să fie căutate în foarte multe zone. Domnule diaconu, e adevărat că nu mai ai voie, dacă lucrezi la ocolul silvic, să îi hrănești pe urși? Să începem cu începutul, ca să zic așa. În primul rând, bună ziua dumneavoastră, bună ziua invitatului dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Da, începând cu 2016, hrănirea urșilor, nu că nu este permisă, este infracțiune. Da? Ursul a devenit specie strict protejată și aici nu vorbim doar de reprezentanții ocoalilor silvice, că nu îi pot hrăni. Vorbim de absolut orice gestionar de fond cinegetic. Hrănirea este infracțiune. Nu îi putem hrăni gestionarii care au pe teritoriul fondului cinegetic acest prădător destul de periculos, nu pot interveni la nivel de hrănire. Da? Câți urși sunt în acest moment în România? Există o statistică? Există o statistică făcută de Institutul de Cercetări Marin Drăcea și de către Universitatea Transilvania, de altfel și singurele două instituții abilitate pentru a face astfel de cercetări, singurele instituții care au angajat oameni abilitați pentru a face astfel de cercetări. Astăzi, numărul aproximativ al urșilor este de aproape 8.000 de exemplare pe teritoriul României. Dacă îmi permiteți, numărul optim de urs, numărul 8 al specimenului urs pe teritoriul României, tot într-un calcul făcut de aceste două instituții, este de maxim 4.000. Ca să înțelegem ce înseamnă acest optim, optimul este numărul de exemplare care pot coabita, să spunem, cu omul, fără a produce pagube prea mari sau pentru a limita într-un fel pagubele. Și ar mai fi o chestiune, s-a modificat și clima, da? Și acest lucru e mai mult decât evident. Urșii nu mai intră în hibernare, ei sunt activi tot anul, nu primesc hrană, sunt obligați să meargă printre oameni să caute hrană, că despre asta e vorba, ei nu se duc să-i atace pe oameni, ei duc să mănânce, se duc să mănânce în oraș, pe la pubelele din spatele restaurantelor. Despre asta este vorba? Până la urmă, asta e explicația? Nu, nici de cum. Ursul, ca și lupul, ca și râsul și pisica sălbatică, este unul dintre cele patru carnivore mari de pe teritoriul României, carnivoră care, așa cum îi spuneți numele, ea vânează. Ea, chiar dacă hibernează mai puțin, își găsește sursa de hrană în toate cele 12 luni ale anului. Deci nu se pune problema că ar trebui să coboare. Urșii care intră în state, intră în orașe mai nou sau se apropie de marile centre urbane, este acel surplus de animal care este îndepărtat din pădure de ceilalți urși. Sunt acele ursoaice cu pui pentru care mediul urban este un mediu în care își pot găsi foarte ușor hrana, dar nu mai trebuie să caute, să muncească pentru această hrană. Sunt acele animale care în 2016 erau pui, au crescut fără a mai avea frica, ca să spunem așa, ghinemelele de rigoare, frica ancestrală față de un prădător superior, acesta fiind omul. Bun. Și următoarea întrebare, domnule diaconu, al cui este ursul?
Pentru că atunci când vorbim, am avut un scandal similar, da, cu un copil atacat, ucis de câini, aici în oraș. Ne aducem aminte de tragedie. Ionuț, plecea da. Lui Ionuț. Așa. Cine este responsabil, cine poate fi tras la răspundere pentru această tragedie? Și cine e responsabil pentru urșii care sunt, iată, agresivi? Ursul este proprietatea și este bunul statului românci. Deodată, totodată, este responsabilitatea statului românci. Dacă mă întrebați cine trebuie tras la răspundere pentru această ultimă tragedie, o să vă spun că sunt aceleași persoane care trebuie să trase la răspundere și pentru tragediile din 2021, 2022, 2023, când în fiecare an avem pierderi omenești, în fiecare an avem oameni răniți, în fiecare an avem pierderi materiale din ce în ce mai mari. Nu o să ne ajute aici să spunem că statul despăgubește. Da, statul despăgubește pierderile materiale sau chiar și pierderile umane. Dar le desfăgubește tot din bugetul de stat, le desfăgubește ce poți să desfăgubești, cum poți să desfăgubești pe părinții fetei care a decedat acum două zile. Este irelevant. Cei vinovați nu sunt decât cei reprezentanții Ministerului Mediului și aici nu mă refer neapărat la reprezentanții politici. Mă refer la cei care au în mână schimbarea, la directorii de direcții, la cei care pot propune și pot face schimbări în acest domeniu. Ce ar schimba? Care, vă rog, scuze. La cei care care au adoptat în 2016 această închidere brutală a vânătorii la a recoltării unei specii, știm cu toții că odată antropizat un mediu, asta nu mai poate fi lăsat de izbeliște, trebuie lucrat acolo. Da? Schimbarea cotei de la 200 la 550 schimbă lucrurile sau urșii care vor rămâne vor ataca în continuare pentru că și-au schimbat comportamentul și sunt și alte explicații? În primul rând, eu cred că săptămâna viitoare, dacă se va schimba legea, guvernanții vor avea destulă celeritate încât să schimbe legea în așa fel încât să scăpăm de această teorie a vânătorii de trofee și vor limita punctajele prin care pot fi recoltate aceste animale, adică nu se vor recolta trofee, aceasta este o glumă, se vor recolta în primă fază animalele care intră în state, care intră în oraș și animalele care coboară din munte sau din deal și fac în fiecare seară, de fapt, pagube în gospodăriile românilor. Și un ultim lucru aș vrea să vă mai întreb. Îl auzeam ceva mai devreme pe domnul Păun, activist de mediu, care spunea că se știa de ursul respectiv că avea un comportament ciudat. Cine trebuia să ia o decizie? Sau n-avea voie să facă nimeni ceva pentru că este ursul protejat? Dânsul trebuia, în primul rând, să ia atitudine, pentru că dacă știa de acest exemplar de urs, este periculos, trebuia să anunțe autoritățile statului și vă garantez că lucrătorii Ocolului Silvic, lucrătorii asociațiilor de vânătoare, cei de la Salvamont, ar fi luat de îndată măsuri pentru îndepărtarea acelui urs într-un fel sau altul. Cum? Pentru că nu ai voie să faci nimic. Vânătorul care i-a salvat pe salvatori, da? Dacă e să facem acum o astfel de analogie, este în fața unui dosar penal, deschis în rem, într-adevăr. Dar omul n-avea voie și o întreagă birocrație dacă iei vreo decizie de acest gen. Vânătorul, să spunem că a fost omul potrivit la momentul potrivit, da, s-a deschis un dosar penal, dar acesta se va, eu sunt sigur că autoritățile vor privi cu și vor cerceta rapid și eficient în acest dosar și vor da seama că a fost o stare de necesitate. Ei se va returna arma colegului nostru vânător, ce paznic de vânătoare, și se va închide dosarul penal cu
cu o neînceperea urmăririi penale. Mulțumesc pentru răbdare, Valvulcu. E tocmai faptul că am dorit să lămurim cum stau lucrurile. Motivul pentru care ne dăm seama că abia la suprafață suntem în chestiunea asta. Sunt foarte multe lucruri care nu s-au spus și foarte multe greșeli care au fost făcute la un moment dat sau poate pe o perioadă mai îndelungată. Cum să rezolvăm chestiunea asta? Dacă ați căutat, ați întrebat de vinovăție, a spus domnul reprezentantul vânătorilor că da, hai să punem punctul că vinovații, criminalii, cei care au pe conștiință această victimă, sunt parlamentarii care au votat în 2016 legea. Și vă dau un exemplu, nu ne limităm doar la această situație. De ce o duc mai bine, de ce trăiesc mai bine cetățenii din Croația? De ce au intrat în Schengen, croații și noi nu? Explicația ține tot de performanța politicienilor, a celor care fac legile. În Croația, de exemplu, vânătoarea este permisă. Nu doar că este permisă, este exploatată în scop turistic. Aduce bani statului, de-aia sunt mai bogați croații. Bine, printre altele, dar un exemplu. Noi ne permitem din sărăcia noastră să plătim pe cineva ca să împuște ursul care ne omoară copiii sau distruge fermele. Plătim în loc să fim plătiți. Noua Zeelandă, poate cea mai democratică țară din lume, l-a primit pe un miliardar din România care s-a dus acolo la vânătoare cheltuind milioane de euro. Cazare, trofeu, avioane. Da, îi rog pe colegii mei. Cred că e o mică problemă de conexiune și vom reface legătura directă cu Valvulcu. Da, e în regulă? Facem o mică probă, da, Valvulcu, să vedem dacă se aude tot? Da, e în regulă. Bun. E o postare pe care am găsit-o astăzi pe Facebook. E foarte multă lume care a distribuit această postare a unei doamne care, înțeleg, merge foarte des pe munte. Și dumneavoastră spune așa, e o postare destul de lungă, nu, evident, nu o să o citesc pe toată. E un fragment care mi-a atras atenția, că tot vorbim despre urșii care coboară în oraș și care fură mâncare. Ei, spune dumneavoastră așa, o lecție din Canada, acolo este toleranță zero pentru un urs care a învățat să fure sau să cerșească mâncare de la oameni. De exemplu, un urs a furat câteva rucsacuri care erau agățate sus în copac într-un camping unde am stat și noi, doar la 2 zile distanță. Acesta a fost găsit protejându-și rucsacii respectiv și a fost împușcat. Pentru că odată ce a fost învățat așa un comportament, nu mai poate fi dezvățat și ar putea încerca lucruri și mai periculoase pentru un om. Domnule Vulcu. Da. Aceste animale trebuia să fie gestionată problema de asociațiile de vânătoare. Ei știau exact câți urși au, unde sunt, în ce stani. Vorbim de 6.000, de 8.000 de exemplare. Cum să vă spun, să le dai buletin, să le pui nume, crotalie, emițător, fiecare. Dar încă o dată vă repet. Ni se cere să plătim statul, noi, dumneavoastră, eu, familia fetei, să plătească pentru a fi îndepărtată în loc să încaseze statul milioane de euro din această afacere. Încasează domnul Păgun, lasă că încasează tot felul de ONG-uri, dar ne permitem, da, risipim 1 miliard de euro, Da, îmi cer scuze, chiar ar trebui să refacem această legătură. Eventual să renunțăm la varianta video și să ne auzim doar prin telefon, ca să ne auzim mai bine, să... Ar fi păcat să nu auzim până la capăt ce spuneți. Mai e un lucru aici foarte interesant, nu știu dacă îl mai avem în continuare pe domnul diaconul în legătură telefonică directă. Da. Ce am observat eu, de fiecare dată când e vorba de un atac al ursului, și aici domnul Păun spune, păi da, se știa de ursul respectiv, avea și un nume, era un urs jigărit, vai de capul lui, deci lumea știa de el, da? Atunci când se întâmplă o tragedie, nimeni nu știe nici câți urși sunt,
Nici ce ar trebui să se facă, nici de unde, Doamne iartă-mă, a coborât ursul ăla așa de pe lună. Asta mi se pare că e ceva neregulă și de o parte și de alta. Parcă n-am avea specialiști. Adică se știe de toți urșii, au și nume, ursul Arthur, care a fost ucis atunci în vânătoarea aceea. Se știe de ursul ăsta jigărit, săracu, o victimă. Și de fapt nu se știe nici măcar cât sunt în total. Undeva nu... Da, nu se leagă lucrurile. Dacă vă permite, în acest moment sunt două studii. Este unul care este în curs, este un studiu genetic în care vom afla minimum de urși pe care îi avem în acest moment pe teritoriul nostru și este acest studiu finalizat de către Institutul de Cercetare și Facultatea de Silvicultură de la Brașov, care ne spune că avem 8.000, adică nimeni nu poate spune în momentul ăsta că nu știm câte avem. Îi știm, aceștia sunt, trebuie să luăm măsuri pentru, cel puțin pentru a stopa înmulțirea lor de aici încolo necontrolată. Când spunem că cota de recoltă va crește de la 250 la 500 de urși, doar răuvoitorii vor înțelege că această cotă de recoltă va omorâ din sau va scoate din acești 8.000 de urși. Nu, nici de cum. Va scoate din urși problemă, va scoate din sporul natural și așa mai departe. Deci nu trebuie să credem că vom omora acești urși. Nu trebuie să luăm recoltarea urșilor ca un omor. Așa cum a spus domnul Vâncu, este foarte important să profităm de bogăția naturală pe care o avem pe teritoriul țării. Toți, absolut toate țările din Europa profită, mai puțin noi, pentru că ne place să ne vindem pielea foarte ieftin pe unele proiecte europene pe care le fac unele mici ONG-uri supraprotecționiste. Despre asta este vorba, domnule Vâlcu. Au lucrat, dacă e să spunem așa, în ghilimele, cei de la ONG-ul în așa fel încât lucrurile să se înrăutățească, sau e vorba de greșeala, de incompetența unor miniștri de-a lungul timpului, mai bine spus, ai mediului? Da, cei de la ONG-uri își fac treaba și ăsta e obiectul lor de activitate. Obțin sponsorizări bazându-se pe emoția unor persoane, pe tot felul de proiecte, foarte bine. Nu trebuie să cedeze autoritățile. Adică eu aș dori un referendum. Haideți să vedem, suntem de acord noi românii să pierdem 1 miliard de euro și 2 hidrocentrale ca să trăiască nu știu peștișor care nu mai poate decât în râul Vâlsan, nicăieri altundeva. Dacă suntem foarte bine, tremurăm de grija ursulețului, haideți atunci să mutăm oamenii din copac. Păi, la un moment dat a trebuit să mutăm într-un tronson de autostradă. Ne aducem aminte. Am mutat un tronson de autostradă sau nu s-a mai făcut, mai știu exact care era situația, pentru că pe acolo treceau urși. Se știe că în Covazna și Hârghita sunt probleme foarte grave. Viața oamenilor e în pericol zi de zi. Copiii nu pot merge la școală, animalele sunt distruse. S-a ajuns la scene atroce, se pune în momeală gips, este dusă momeala pe șina de tren ca să pară un accident, altfel vin procurorii, ursul moare în chinuri că îi pune ciment în mâncare, că lumea trebuie să... e o luptă pentru supraviețuire, trebuie să găsească o rezolvare dacă guvernul, alergând după câteva voturi ale sensibililor, dar iertați-mă, de ce e permisă vânătoarea la prepelițe, tot una la iepuri? Tot una, păi dar este la permisă, este permisă și la căprioare, la iepurași. Vânătoarea? Să ne ocupăm doar cu recoltarea, adică să plătim noi niște oameni care să țină sub control aceste efective, în loc să încasăm de la niște oameni care să facă din chestia asta ca un hobby. Bun, întrebarea finală totuși este, bă, domnule Vâlcu, rezolvă faptul că vor fi împușcați niște urși, destul de mulți din câte am înțeles, rezolvă problema asta sau ar trebui luate mult mai multe măsuri? Pentru că de foarte multe ori... Nu, pentru că implică alte cheltuieli, adică un personal specializat care se ocupe pe banii statului, nu știu cum să facă, dragă, când asociațiile de vânătoare, doar ai primit în gestiune fondul de vânătoare, asociația, ce structură asociativă există acolo, are grijă de urși. El răspunde dacă un urs vine în localitate și... Așa, foarte corect că am ajuns aici, să răspundă cineva pentru aceste atacuri ale urșilor.
să se rezolve problema inclusiv a informării turiștilor care vin pe diverse trasee, deși aici era un traseu turistic. Deci, nu știu, evident nu exista nicio vină a turistului că a ajuns acolo și vrea să facă un traseu turistic. Da? Nu știu, poate o informare, niște panouri pe care să scrie mai clar ce ar trebui să facă, ce nu ar trebui să facă, eventual. Poate, o întreagă campanie, o lege mult mai multă vreme după aceea, urșii erau hrăniți, erau, deci se primeau mâncare în anumite puncte care erau depărtate de traseele turistice și apropiate de foișorul unde eventual venea vânătorul, plătea 5.000 de mărci germane pe vremea aceea și avea voie, avea o anumită cotă, exact cota de care se vorbește acum. În Croația este de 10% cota asta, da? Vine vânătorul sportiv și plătește, nu plătește statul croat să fie eliminat, să fie eliminate aceste carnivore periculoase pentru... Da, e clar că lucrurile nu se opresc aici. Luni ar trebui să fie o modificare a legii sau să fie adoptată legea celor de la UDMR care a stat într-un sertar ceva vreme pentru că, da, nu e populară și nu e de dat într-un an electoral, că și despre asta este vorba până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Revenim după publicitate, vorbim despre incendii. Avem o problemă cu incendiile de vegetație, o problemă nouă cu care se confruntă România și care are legătură evidentă cu temperaturile din ce în ce mai ridicate. Bună oară, în România avem pentru prima dată un cod roșu de caniculă pentru o bună parte din țară. Timp de 2 zile vom avea astfel de temperaturi și nu, să nu credeți că se va răcori după cele 2 zile, tot cald va fi în continuare. Practic, e unul dintre motive. E în legătură telefonică directă cu noi, domnul Nicolae Curici, primarul din localitatea Șvinița, acolo unde o bună parte din pădure arde de mai multe zile. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă acolo? Cum de nu au reușit până în momentul de față să stingă flăcările? Într-adevăr, este un incendiu care a izbucnit acum o săptămână. Este într-o pădure de pinul negru de Banat, în locuri greu accesibile și de aceea s-a și extins așa pe o suprafață destul de mare, peste 100 de hectare. Dar în ultimele zile, cu eforturile instituțiilor publice, ISU Mehedinț, pădurarii, Parcul Natural Polțile de Fier, voluntarii din Svinița, sperăm ca astăzi să lichidăm aceste focare, că deoarece sunt mai multe focare pe această suprafață mare. Ieri am avut și alaltă, am avut 2 avioane Spartan care au dat de vreo 3 ori pe zi. Astăzi avem un elicopter care a început activitatea dis de dimineața la ora 6 și sperăm cu toate forțele că până diseară să lichidăm, să localizăm acest incendiu. Din datele pe care le au cei de la ISU, domnule primar, care ar fi fost cauza acestui incendiu? Nu știm care cauza, deoarece a izbucnit undeva în pădurea de pinul negru de Banat. Nu știu, s-o fi fost poate vreun turist. Acolo, să zic, locuitorii comunei nu au proprietăți, să fi mers, să fi aprins cineva, să fi trecut. E un loc foarte greu accesibil. Nu putem să mă pronunț din ce cauza. E problema că a ars pădurea, a ars zona asta protejată cu pinul negru de Banat. În rest, eu știu, la mai puține pagube, niște pășuni care n-au fost cosite de mult și de aia s-a și întreținut focul mai intens și când arde pinul e foarte greu de să te apropii de el. Au mai fost situații de acest gen în anii trecuți? Am avut acum vreo 7 ani, dar nu ne-a ars mai mult tufișul, liziera de pădure, nu copaci cum a fost acum. Asta a fost un incendiu mai violent și pe o suprafață mai mare și pe 7-8 zile. E vorba de, nu știu, sunt mai mulți factori. Vegetație uscată, vânt puternic, vegetație mai multe uscată în primul rând,
fruzișul de pe pământ care usca și arde, cum prinde scânteia, se și aprinde, și fiind în suprafață mare, foarte greu de supravegheat, mai ales că este pantă, mai ard buștenii care după ce ar se rostogolesc și aprind și în alte locuri. Dar până acum nu am avut, să zic, pagube materiale, nu cele câteva case, eu știu, sălașe au fost protejate. Deci nu sunt pagube, să zic, a oamenilor din sat. Ce ne-a deranjat pe noi până acum a fost și fumul dens, care fiecare dimineață cădea asupra localității și era greu de respirat, da. Dar sperăm că de mâine o să scăpăm de acest incendiu. Mulțumim foarte mult, domnule primar. Ne spunea și dumneavoastră că au primit ajutorul armatei. Foarte complicată a fost această intervenție. Au folosit în premieră elicopterul Black Hawk pentru a interveni acolo în zonă. Și revenim în câteva momente, rămâneți cu noi. Temperaturile e foarte ridicate la această oră în toată țara. Valul de căldură se va menține însă ridicată și în zilele următoare. Pentru acest weekend, meteorologii au emis un cod roșu de căldură extremă, care vizează mai mult de jumătate din teritoriul țării, așa cum puteți vedea și dumneavoastră din această hartă. Practic, acolo unde nu va fi cod roșu, va fi cod portocaliu, va fi cald în toată țara. Temperaturi care vor ajunge chiar până la 41 de grade Celsius. Și punem punct aici emisiunii la ora 20 la Jurnal. Ne revedem de la fix, însă Politica Zilei cu Ioana Constantin. Eu sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe B1 TV.